Cine e la telefon? Cine e la telefon? Anabela. Anabela? Dodi, salvează-i, Dodi. Dodi, stânga! Dodi! Nu te apropia, ți-am zis! Ah! Mă! De ce sunt Dodi, zi odată? Ua, mișcarea notul! Dodi! Episodul numărul 3. Ce știm de fapt noi până acum? Ca personaj avem așa: Dodi, eroul serialului; Cristi, șeful mafioților și cămătar când are niște timp liber; Dragoș, supusul lui Cristi, om cu două fețe; Bogdan, ține secrete și să miră des; Oana, mama lui Dodi; Andreea, mama lui Cristi; Anabela, n-are abdomenul puternic, dacă l-avea când își lua lovitura în stomac, nu durea, nu pierdea pistolul și nu era împușcată. Se presupune că Cristi este de fapt fratele lui Dodi. Este un secret foarte mare, așa că Bogdan, Dragoș și cu Cristi au plănuit să-i facă mare comoție lui Dodi să nu afle secretul. Acesta din urmă nu-și amintește foarte multe lucruri. Dar după ce nu l-a ieșit planul cu Dodi de a sta în comă și a-și pierde memoria complet, se pare că aceștia au pierdut un mic detaliu, și anume medalionul sacru de pe insula Mako. Un scurt fragment din copilăria lui Dodi îl străfulgeră și-și amintește astfel că de fapt Cristi este fratele lui. Ce se va întâmpla mai departe vom afla chiar acum. Episodul numărul 8, sunt 17 episoade. Nu uitați că la 17.000 de like-uri postăm următorul episod. Să vedem cine oferă acest episod din serialul Minciuna. Ia să vedem. Nu, nu, perna. Dodi, Dodi. Dodi? Te mai dare capul sau ceva? Bine. Vezi că mai încolo să vină Bogdan, că își face ziua la noi și... Aha. Să te pregătești, nu știu, mafiul să ții ceva. O să chemăm și pe... Juan Bogdan. Andreea și pe Dragoș. Bine. Este într-un inima fiață... Pe cazie, momentul să-i spun adevărul. Ați venit. Mulțumesc, Bogdan. Salut, Cristi, mulțumesc. Bă, mafioi! Uite, stați. Eu vreau să mă pregătesc și... Uite, îi luați sticla. Ca mafioții, bă. Gin ce i-am. Și să beți. Și eu mă să le iau și pe Dodi și să o chem și pe Andreea. Ia, dă-mi și eu. Bă, bă, bă! Mamă, se vede că-s mafioți. O să vin imediat. Bogdan, vezi că mă duc până în casă. Bine, eu mă duc și vă aștept afară. Da? Deci Bogdan ăsta mi-a întrecut toate așteptările. Deci Bogdan ăsta... Stai, stai, bine, o să mă umc la Bogdan fix de urât și să pregătesc ce o să trebuiască pentru ziua lui. Și să o... Dă-ti? Da. I-a fost rău ieri, nu știu ce... I-a fost rău, mincinosule! Nu mai contează. O să te duci la Bogdan. Hai că mă duc. Ce faci? Bă, bă! Bă, unde te duci? Bă, bă, bă! Ma. Cristi, dă-mi schiață, bă! Bă, nu! Ai, nu! Așa? Aleu! Nu s-a aflat nimic! Dodi! Nu azi! Bă, ăsta moare a treia oară în serial! Până undeva! Eu mă duc la unul... Cristi, să mi-i fac pe primărul! Nu! Mă să-i chem și... Ia ce să îmbrăca mafioții, la patroace, a? Mamă, mi-l omoară pe Dodiță. Dodi! Cristi e fratele meu și punct. Ba nu! Bogdan este și punct, gata! Ba nu! Bogdan e fratele meu și punct! Uite-l, mă! Uite-l, mă! Uite-l cum nu ezită, îl omoară! Ce faci aici? Cristi! Bă! Bă, ce se întâmplă? Cristi, stai! Bă, Cristi, stai! Stai să mă încalzi. Cristi, nu! Hop, hop. Vin acum! E clar. E clar. E clar. De ce simt că-i dă o palmă? Ia! Ce-i Cristi? Cristi a aflat. Mai mă și întreb ce am? Cum ai putut să-mi faci mie așa ceva? Mie! Să mă ascund, să-mi ascund fratele. Dați opriți o leacă vântul! Ce prostie! Cum ai putut să-mi faci mie una așa? Filmați în seră, vă rog eu! S-a luat viața de două ori, Bogdane! Bă, cine-i aia? Bă, cine-i aia? Ce prostie! Cum poți să spui așa ceva? Oricum, Cristi e fratele meu.
ai zis? Nu! Nu! Nu faci nici rost, nu mai pot să-mi faci mie una ca asta. Ce ai zis? Tu ce te bagi? Mă bag pentru că mie ce bagi? Viața. Lasă-l pe tot din pace. Eu ți-am salvat ție viața de două ori și tu mi-ai făcut mie asta. Dacă știai, mă las să mai mă lăsai să mor și gata. Nu te lăsa. Dacă mă lăsai, mă. Păi este prea tare, e legit, dar îmi place de mor. Îmi place de mor pe cuvântul meu. Bă, deci are farmecul lui, bă, deci știi care e diferența? Deci la oamenii ăștia, nu știu, e fain, frate, știi? Păi este prea fain. Pentru că eu încă țin la tine, Bogdane. Încă țin. Și tu mi-ai făcut mie una ca asta. De ce da, wow, mare chestie. Da, mare chestie, cum adică? Bogdane, lasă și asumă-ți. Ma... Ce să-mi asum? Tu vorbești? Ce să-mi asum? Fix, tu vorbești? Ia, nu da, te mai lua. Vorbesc. Ba, mă ia. Ia, taci. Bă, eu lupt între cocoșa asta, nu te băga tu. Dar tu de ce mi-ai făcut mie asta? Mie, Bogdane. Uitați-vă acolo. Ți-am salvat viața ala de două ori. Pentru că am vrut să-mi permit și îmi permit mereu. Ce-ți permit? Ce-ți permit? De toate. Ce rușine un pic, așa că... Nu! Știi ceva? De-aia nu mai pot eu de tine. Hai, pleacă! Pleacă acum! Știi ceva? De-aia nu mai pot eu de tine. Pleacă! Tu să trăiești pleacă, în sărăcie! Tu să trăiești în sărăcie, pentru că aia sunt bogat. Lasă-mă, pa! Nu mai ești nimic acum. Ba, da! Nu mai ești nimic, pentru că eu sunt tot. Uitați-vă cu băiatul! Hai, pa! Că voi spuneți bine! Voi toți! Bă, ce s-a întâmplat? Bă, deci tu-l iubești, de fapt? Nu-l iertă-ne. Ia mă, născut. Jegosule. Ce să iert? Bă, trebuia să duc în partea opusă, veri. Uai, dar ce scaltoapă i-o dat. Bă, ce să iert? Bă! Bă, leu, i-o dat-o din s-a întors țimări, ești prost. Bă, știi că e o pală puternică când te duci, așa te și întorci, gen... Așa de tare te amețești, știi? Băi, cum l-ați convins, bă, pe ăsta să-și ia palmă, veri, gen... Pe bune, dacă îi jucam eu într-un serial și îmi acolo așa, Lucian la minutul 15 după ce se ceartă și iau palmă. Stai, dacă veri, mai adică mi-au palmă. Dar de ce să-mi iau palmă? Dar de ce să-mi iau palmă? Pleacă, băi, de fapt Cristi e bun, bă. Nu mai înțeleg nimic, Cristi e bun, de fapt. Cristi este bun. Bine că trebuie să fac un alt, un alt. Un alt. Mai crap și semințe, a? Nu, deci de la bani și de la femei sau mafioți, atâta. Femeia și bani. Deci ăștia trei erau complice. Uite ce fericit e Dodi acum că se joacă un păpușoi. Mama, eu vreau să-ți spun ceva. Cristi e fratele meu, nu Bogdan. Păi, dar măsa, nu știi cine-i fratele lui? Mamă, deci o afla că-i frasă, bă! Într-un mod ciudat, dar o afla că-i frasă. Bă, da, sunt cam tari melodiile astea. Sper că n-au copyright. Mă rog eu frumos să n-aibă copyright. N-au, sper. Mă... Păpușoiu! O lopată! O greblă? Un foișor? Ce? Sper că asta nu e o amintire cu ea cu capul. Nu cred. Dodi, Dodi, nu... Bă, bă, îmi vine să plâng pe cuvântul meu. Bă, mi s-a făcut pielea de găină pe cuvântul meu. Sper că nu m-am omorât. Și cu melodia asta, bă, ce bine o ales melodia asta, îmi vine să plâng pe cuvântul meu. Dodi, nu poți să crezi că tu ești fratele meu. A, m-a speriat. Brățișați-vă, fraților, că v-ați lipsit. Cristi, nu vrei să mergem să ne împreună? Ba da, să ne petrecem timpul care ne-a mai rămas împreună. Mă, adică care ne-a mai rămas? Ce se întâmplă? Ce înseamnă timpul care a mai rămas? Mamă, ce fluturaș pe acolo, foarte frumos. Foarte frumos, sincer, foarte frumos. Bă, nu cred că l-a dus în ogradă. Deci în ogradă se întâmplă ceva rău. Ce frumos e locul ăsta. Vrei să mergem la lac? La lac? Ce tare, vreau și eu. Ce loc frumos. Ce loc frumos, dar bidonul ăla acolo. Și ce înțeleg eu, Dodi? Cum a reușit Bogdan să le păcălească pe toate? Nici nu. Chiar, cum a reușit? Eu știam de mult. Deci din cauza lui Dragoș, mi-am pierdut memoria. Cum ai zis că din cauza lui Dragoș, ce ți-a făcut?
Vrei să spui că Dragoș te-a atins cap de poartă? A zis că i-a făcut vânt! Ce? Eu i-am zis bun, dar că Dragoș mi-a făcut vânt. Am dat cu capul mâinii de sus. Asta e acum. Mi-am dat și măgească, am chicat, am uitat tot ce se fac. Am chicat, m-am dus. Cristi nu-i șeful mafioților, Bogdan este! Bă! Bă, scoate mâna de la fum! Bă! Băi, din înțeles, a avut cum, a uitat. Dar nu ne mai scăpină la funduleț. De bune. Băi, funduleț. Bă, te mai mănâncă că și pe mine acum. Dar eu filmez și... Ia uite, bă, a treia oară ce se întâmplă? Te pui intra furnici. Dragoș! Mamă, deci... Uite-l cum stătea după seră în păpușoi. Bă, nu le mai oprit așa! Mamă, dar porniți veri luminele. La 12, când, 12 noapte sau 12 ziua? Bă, des! Așa. Ia un loc și calmează-te că ai mințit destul, Veri. Dar ce mi-a plăcut faza asta cu sticla și ești criminal. Cred că cel mai bine ar fi să... Să ce? Îi las și Anabele o floare acolo unde a murit. Anabele erau criminale, deci... Pe care trebuie să-i spun lucrurile astea, de vă rog, că Dragoș a vrut să îl omoare de atâtea ori. A vrut să mai... Bă, și l-a sus scris soare. Gata, în sfârșit. Ce i-a scris acolo? Să mă duc să iau o floare acum și... Bă, să mă duc acum. Bun. Bă, n-o rupi! Ai, te rog eu, n-o rupi! Bă, o tai cu forfecuța. Sper ca să lasi din prima scenă asta, că dacă nu... O tot rup trandafir. Bă, m-am întristat, ce se întâmplă? Serialul ăsta au reușit să-mi transmită niște emoții pe care nu știam că le-am. Pe cuvântul meu. Dar cum de te-ai dus tu noaptea să-i lași o floare? Vine blitzul ăsta. În sfârșit, un pic de lumină. Bă, ce drop i-a dat! Anabela. O muri, Veri. A murit. Nu avea cum să plece. Ah. Nu trăiește. Și Supreme, foarte tare, reclamă, sponsorul nostru. Bă, dar ce i-o dropat floarea aia? Dodi? I-o dropat-o din inventar, așa. Ce-i asta? Ce-i aia? Deci vreau să știi că Dragoș a vrut să te omoare de fiecare dată când ți-a fost rău. Fratele tău, Dodi. Fratele tău, Dodi, ce frumos a încheiat. Și acum cade scrisoarea. Eram sigur. Dodi! De ce ai lăsat o scrisoare și ai venit, Dodi, când nu mai farmec? Bă, nu se poate, încă un. Bogdane, cred că trebuie să luăm rămas pe Dodi. Cristi, dar abia a început sfârșitul. Mam. Ce o zis să-l omoare pe Cristi azi? Bine. Uite, vreau să spun că eu vreau să mă întâlnesc cu Oana astăzi, da. Și o să rămân singur acasă. Pa, sper să fie cuminte. Pa! Oare ce să fac eu dacă tot a plecat Cristi? Of, dar nu mai vine o soldată, mă, ce faci? Așa greu să mișc. Mama. Ia seama după. Bă, criminalule, tu ești bă criminalul, de fapt! Lasă poarta aia în pace, n-auzi. Dodi, vor să-mi te omoare. Și pe tine și pe Cristi. Sari gardul și du-te în casă, Dodi. Uite-l pe ăsta. S-o tuns! Hai încoasă undeva. Aha. Ia uite-l, să nu... Nu, am acasă, mergem să luăm. Bine. Păi nu vreau acasă. Nu știu dacă putem să-l... Cine o să atragă atenția? Nu știu, cred că eu. Vede. Vorbim cu cineva să-i atragă atenția și când nu-i atent, eu iau repede pistolul de la spate,
îl încarc și după strig o dată Dodi și îl împușcă. Nu, eu zic mai bine nu strișcă, cine știe. Poate nu moare. Nu neapărat să-l omoră, lasă. Băgăm stita măcar. Atâta, măcar să scăpăm de el. Bine. Hai, bine. Hai, pa. Hai, mai duc și eu să iau arma. Să strigă stita măcar. Pe acolo. Cine îl strigă pe Dodi? Dacă-i Dragoș. Hai, vină puțin. Nu! Nu! După cărul mai le-ai făcut, mai vrei și să mai vorbim? Nu vreau să mă iert. Și ce scuze. Aute șarpele cu două fețe. Aute șarpele cu două fețe. Ia uite-l și pe criminalul ăsta. Mușcă-l, câine, mușcă-l! Vrea să-l muști de bucă. Mi-ai zis că nu uita pe lumea asta, așa. Băi, trage cu AVP-ul! Nu! 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 S-o dat de... Mamă, nu, 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 nu! Bă, nu! Bă, deci copiii ăștia știu atât de bine, atât de bine știu să oprească, bă, deci exact, bă, nu cred, nu cred, nu cred. La 17.000 de like-uri postăm episodul 4.